casa lui Dumnezeu și vă invit în numele Domnului Hristos să ne rugăm. Binecuvintează, Doamne, șederea noastră la oaltă, întâlnirea noastră din această seară și te rugăm să binecuvintezi pe toți cei prezenți, binecuvintează pe cei care urmăresc programul acesta și binecuvintează cuvântul și părul tău. Prin toate îți mulțumim, te lăudăm și ne închinăm prin Domnul Hristos. Amin. Sper că odată cu apusul de soare, provocările săptămânii se încheie. În timp ce veneam spre biserică, la un moment dat Teodor a spus: tată, știi ceva? Gata, problemele s-au terminat, a apus soarele și m-am bucurat că mi-a adus aminte că, într-adevăr, la începutul sabatului uităm de probleme, le lăsăm în urmă, chiar dacă nu uităm, și cerem lui Dumnezeu să ne binecuvinteze. Săptămâna aceasta a fost o săptămână specială, știe cineva? Ce săptămână specială a fost? Săptămâna de rugăciune a tinerilor. Și pentru că este săptămâna de rugăciune a tinerilor, mi-am propus ca în seara aceasta, cu tinerii care sunt, indiferent de vârsta pe care o au trecută în buletin, să ne închinăm și să-L lăudăm pe Domnul. Și v-aș invita să deschidem întâlnirea noastră cu imnul 528. Se așterne frumos peste suflet un cânt. V-aș invita să punem în experiența noastră de închinare cu câteva cuvinte din Cartea Apocalipsei. Iată ce zice: cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur, știu faptele tale,
osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi și că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Dacă nu ne-ar fi prea greu, v-aș invita să stăm înaintea Domnului pe genunchii noștri, cei care pot, și cu două sau trei persoane care simt îndemnul de la Duhul Sfânt să ne rugăm în seara aceasta pentru întoarcere la dragostea din tâi. Din toată inima
Amin. Lăudați să fie Dumnezeu! Vă spun bun venit în această seară. Aveți o piesă? Da? Păi am văzut, dacă nu este, o propunem. Dar dacă o aveți pregătită, cântăm, mai cântăm una după aceea. Mulțumim frumos pentru muzica care ne-a introdus pe treptele împărăției. Și iată-ne în seara aceasta împreună la ultima parte a săptămânii de rugăciune a tinerilor, într-un moment de închinare. Și pentru că am fost introduși în această atmosferă, aș vrea să păstrăm atmosfera, să ne îndreptăm spre cuvânt, ca după aceea să ne putem ruga, să cântăm, să deschidem iarăși cuvântul și să ne rugăm din nou. Pentru că săptămâna aceasta, tinerii adventiști din România au avut ca motivație de rugăciune reașezarea a 8 doctrine fundamentale ale adventiștilor de ziua 7, dar privite dintr-o altă perspectivă. Aș vrea să vă pun o întrebare. Dacă v-ați întâlni cu cineva și v-ar întreba de ce păziți sabatul, care ar fi primul răspuns care v-ar veni în minte? Spuneți-i pe ăla care e primul care vă vine în minte, nu al doilea. Primul. Interesant răspunsul dumneavoastră, numai că în peste 90% dintre cazuri, atunci când un adventist e întrebat de ce păzește sabatul, va răspunde, pentru că așa spune, în cele 10 porunci. Și avem un dar așa, că facem ce facem și ajungem repede la lege. Am citit astăzi un articol mai vechi de la... scris de Sergei, fotograful celebru, în care el a descoperit din studiul Scripturii adevărul despre sabat și
Acum vreo 2, un an și ceva, a scris pe site-ul lui de ce nu mai fotografiem nunți sâmbătă. Și acum vreun an a scris de ce nu mai mănânc porc la nunți. Și aduce o argumentație foarte frumoasă din Sfânta Scriptură cu privire la motivele pentru care el nu mai mănâncă porc. Și între cei care îi comentau articolul lui, un frate baptist de-al lui spunea că mâine, poi mine, Serghei, o să ne vorbești și de Ellen White. La care el spune, nu o cunosc, n-am citit nimic din ea, eu am citit Scriptura, am descoperit lucrurile acestea din Scriptură, le argumentez cu Scriptura, așa că vă rog, dacă aveți contraargumente, să le aduceți din Scriptură. Mi-am pus întrebarea foarte serios în săptămâna aceasta, seară de seară, participând la întâlnirile tinerilor, din păcate aici doar o singură dată, una dintre cele două am ratat-o, dar participând și cu tinerii care vin dincolo, mi-am pus întrebarea foarte serios. Câți dintre noi, cei care venim sabat de sabat în casa Domnului, putem să ne argumentăm convingerile cu Scriptura în mână și așezând în centru nu o ascultare legalistă, ci așezând în centrul credincioșiei noastre pe Domnul Iisus Hristos? Poate că unii pot să o facă, însă îmi pun întrebarea, câți? A fost o vreme în care adventiștii erau cunoscuți pentru spiritul lor studios, pentru disponibilitatea de a cunoaște Scriptura și chiar de a lupta uneori chiar fizic în apărarea cuvântului lui Dumnezeu. Însă, dacă ar fi să privesc asupra vieții bisericii din timpul acesta, lucrul pe care l-am pierdut și pe care simt că nu-l mai avem este cel despre care am studiat săptămâna aceasta în biserica timpului nostru, la școala de sabat. Care, cum se cheamă biserica timpului nostru? Biserica Laodiceea. Biserica Laodiceea nu este doar biserica adventistă, ci este biserica timpului în care trăim, în care oamenii spun, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic și nu știi, spune Domnul, că ești ticălos, sărac, nenorocit, orb și gol. Da? Pentru că biserica timpului acestuia este atât de plină de convingeri, plină de atitudini, dar de foarte multe ori Domnul Hristos rămâne încă afară. În seara aceasta aș vrea să privim asupra timpului pe care îl trăim, să ne oprim pentru câteva clipe asupra câtorva versete din Biblie și să ne așezăm înaintea lui Dumnezeu și aș vrea să vă pun o întrebare simplă. Dacă cineva vine în biserica aceasta și se botează ca să nu fie lovit de urgiile finale și de judecata lui Dumnezeu, ce credeți? Va fi mântuit? Da sau nu? Spuneți de ce da, de ce nu. Argumentați. Deci vine pentru că e frică de pedeapsă. Și el vine, citește Biblia, răspunde bine la întrebări, se botează. Haideți pe rând, așa că nu reușesc să aud stereo, dar... Ca prin foc. Spuneți. Ziceți tare. Frateene, haideți pe rând, ne ascultăm unii pe alții, da? Frateene, spuneți. N-am auzit că se vorbea în același timp. Frate Badea. Aha. Așa.
pe rând așa să vorbim. Mulțumesc. Tinerii de acolo spuneau ceva. Ziceți tare. Ziceți tare, tare, să auzim și noi. Dacă eu v-am auzit vorbind, ziceați ceva, cum era ceva interesant. Lăsați-i pe ei, că dacă nu-i ascultăm... Zita, haideți să ne ascultăm unii pe alții, o formă elementară de respect. Așa? Probabil că asta înseamnă că nu se cunoaște pe el. Și în al doilea rând. Așa? Cred că tocmai chestia asta l-ar face să nu fie mântuit. Pentru că dacă el nu poate să fie cu el însuși, cum ar putea să fie cu Iisus, să iubească? Adică el nu are o relație cu el însuși, cum ar putea să aibă cu alții. Mulțumesc foarte mult! Mi se pare foarte interesant lucrul acesta. Ați reținut ideea cu care a încheiat, Răzvan? El n-are o relație bună cu el însuși. Cum ar putea să aibă cu Dumnezeu? V-aș invita să citim, să vedem ce spune Biblia despre lucrul acesta în Psalm, la capitolul 27, versetul 4 și 5. Și pentru că n-am ochelari la îndemână, o să rog pe cineva văzător, cu glas puternic și cu Evanghelie la el, să citească versetul acesta. Psalm 27, versetul 4 și 5. Este o declarație pe care David o face. Eu îl văd. Pot să-l citesc și din Biblie dacă mă străduiesc, da? Da, vă rog. Un lucru cer de la Domnul și doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Așa? Mai departe. Așa. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă întreb, care este motivul pentru care David vrea să vină la Dumnezeu? Să fie ocrotit? Să-i fie bine? Să-i fie picioarele pe stâncă, nu? Greșit! Haideți să citim ce spune textul biblic. Ce spune Biblia? Să mă minunez. Să privesc frumusețea Domnului. Atât de mult îmi place versetul acesta, exact ceea ce spunea, dacă eu nu mă înțeleg pe mine, cum aș putea să-L înțeleg pe Dumnezeu? Dacă nu știu de ce-L caut pe Dumnezeu, cum aș putea să-L cunosc pe Dumnezeu? David spune atât de frumos, vreau să stau în casa Domnului, în templul Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului. Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Vedeți, Biblia are o contradicție, pe de o parte ceea ce spune David aici, pe de altă parte ce spune Isaia 53. Era atât de disprețuit că ți întorceai față de la el. Cum este de fapt Iisus? Este frumos Domnul nostru sau este disprețuit? Unul dintre domnitorii Imperiului Otoman, care au fost și pe la noi, este Bayezid Fulgerul. Și Bayezid Fulgerul își sfârșește alergarea lui, prins de Timur Lenk, și una dintre ultimele declarații rămase în istorie este: mărirea și slava sunt fum. Oamenii vor să lupte ca să ajungă puternici și cei care sunt puternici încearcă să-și impună argumentele prin forță.
Uitați-vă ce se întâmplă astăzi în lume. Asistăm la o presiune pe de o parte musulmană, pe de altă parte o presiune creștină. Imaginați-vă că ați trăi în Siria sau în Irak și vin militari americani care chipurile sunt dintr-o țară creștină. Imaginați-vă că lucrul acesta s-a întâmplat acum 500 de ani, pe vremea când se duceau cruciații, care erau creștini. Cruciați care în numele credinței creștine ucideau, furau, violau, răpeau. Ce-ar înțelege un musulman de la soldatul care îi cotropește țara? Creștinismul este o religie a urii. Ce-ar putea să înțeleagă un creștin de la soldații islamici care fac aceleași lucruri cu un alt drapel? Ce-ar putea să înțeleagă creștinii din India când trupe de hinduși au început să intre în bisericile creștine și chiar săptămâna trecută i-au cotonăgit pe niște frații penticostali în timpul serviciului de închinare? Aș vrea să vă întreb, ce credeți dacă în România adventiștii ar fi majoritari? Cum s-ar comporta cu minoritarii? Frumos. Cum? Aha. Deci deja e o poziție mai echilibrată. Am văzut un reportaj despre o firmă din Brașov, condusă de un frate adventist. Și dimineața, toți angajații de la birouri și încep ziua cu altarul de dimineață. Nu știu dacă așa se întâmplă în toate zilele. Am auzit și eu în mai multe firme adventiste că s-ar întâmpla lucrul acesta. Și că toți angajații, cunosc și eu o firmă de felul acesta în care toți angajații sunt, cum să spun eu, chemați, ca să nu zic obligați, e parte din timpul de lucru să vină la timpul devoțional. Ce ziceți, e bine sau e rău? E bine, nu? V-am mai povestit despre o familie. O familie la care tatăl era un om foarte studios. El pleca dimineață la 5 și ceva de acasă și la ora 5 trezea toată familia, toți copiii cârpiți de somn, să participe la devoțional și dacă cumva vreunul moțăia, îi cârpea el ca să le plece somnul. Avea 4 copii, niciunul dintre ei n-a rămas în biserică. Cum s-au ridicat un pic, a fost mult până a plecat cel mai mare și după aceea ceilalți au plecat la cel mare rând pe rând și niciunul dintre ei, și i-am întrebat de ce? Și a spus, uram altarul familiei, uram mersul la biserică. Văd că există o poziție a impunerii și o poziție a Domnului Hristos. Aș vrea să vă întreb, ați găsit în Sfânta Scriptură, l-ați găsit pe Domnul Hristos impunându-și convingerile? Obligându-i pe oameni să-L asculte? Obligându-i pe oameni să-L urmeze? A spus ceva mai devreme, când oamenii veneau după Domnul Hristos, era Domnul Hristos așa politic să le spună, vai ce bine că ați venit, să fie tolerant și îngăduitor ca ei să vină cât mai mulți? Dar cum era? Este tranșant. Dar în același timp nu face compromisuri. El vorbește despre o altă împărăție. În seara aceasta v-aș invita să ne rugăm. Să ne rugăm pentru o împărăție care nu are pașaport. Pentru o împărăție care nu are granițe. Pentru o împărăție care, deși are armată, nu folosește violență. Ceea ce mi se pare extraordinar la lucrarea Domnului Hristos
este că El vorbește despre împărăția Lui. Vorbește despre timpul sfârșitului și ne avertizează că înaintea venirii Domnului Hristos noi vom trece prin aceleași încercări prin care a trecut și El. Ați putea să faceți o enumerare a câtorva încercări prin care a trecut Domnul Hristos? Urât de oameni. Alta. Cum? Om al durerii, deci lovit, chinuit. Alte. Neînțeles de către cine? Atenție! Chiar și de către cei mai apropiați. Mai mult decât atât. Prin ce a mai trecut Domnul Iisus? Deci scuipat. Dar înainte de faza asta finală. Vândut, a spus cineva. Vândut. Judecat în ce fel? Judecat printr-un proces nedrept. Condamnat pe nedrept. Executat printr-o unire dintre biserică și stat. Aș vrea să priviți asupra vieții Domnului Hristos. Și în timp ce ne vom ruga, aș vrea să știți că fiecare dintre copiii lui Dumnezeu credincioși vor trece prin același drum prin care a trecut Domnul Hristos. Atunci când prietenii te trădează, atunci când ai parte de nedreptate, să nu fii surprins. Dacă nedreptatea aceasta este din cauza lui Dumnezeu, nu pentru alte motive. Seara aceasta v-aș invita să ne rugăm. V-aș invita ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea și Duhul Domnului Iisus Hristos, ca în vremea prin care trecem și care va veni, să fim asemenea Lui. Și pentru că m-aș bucura ca fiecare dintre noi să ne putem ruga, v-aș invita să facem grupe de rugăciune mici, nu mai mari de 3-4 persoane, cel mult 4, 2-3 persoane. Să ne rugăm ca în timpul acesta de încercare să ne dea Dumnezeu înțelepciunea și puterea să fim și noi asemenea lui Iisus. Simțiți-vă liberi să faceți grupe cu cei care sunt în stânga, în dreapta, sau dacă vreți să vă rugați cu cineva în mod special, băieții de la tehnic, voi cât sunteți? 3? Puteți să ieșiți din cabină ca să aveți loc dacă vreți să vă plecați pe genunchi, deschideți ușa ca să... Vreți să vin și eu cu voi? Văd mâna lui George, cred că este.
Evanghelia după Ioan, la capitolul 16, în primele 4 versete, Domnul Hristos ne spune care va fi atitudinea lumii față de copiii lui Dumnezeu. Și spune, v-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Cu alte cuvinte, atunci când lucrurile acestea se vor întâmpla, să nu vă surprindă, să nu credeți că ar fi trebuit să fie altfel. Și spuneau să vă dea afară din sinagogi. Ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu și se vor purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. V-am spus aceste lucruri pentru că atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Nu vi le-am spus de la început, pentru că eram cu voi. Atunci când recitesc paragraful acesta, văd că Domnul Hristos ne anunță cu exactitate ce are se întâmple și de ce. Care este motivul pentru care creștinii, copiii lui Dumnezeu, credincioșii, vor fi persecutați de alți copii ai lui Dumnezeu? Motivul e în text. Dați înapoi un pic. Pentru că nu l-au cunoscut nici pe Domnul Hristos și nici pe Tată. Vedeți, acum poți să fii între cei persecutați sau între persecutori. Citeam despre declarație unei femei din lagăr în vremea celui de-al doilea război mondial și cuvântul ei de încurajare era să-i mulțumim lui Dumnezeu că nu suntem în postura căleilor noștri. Îl văd pe Domnul Hristos mielul de jertfă și vă mărturisesc că mi-e foarte greu să înțeleg. Atunci când unii dintre oamenii din jurul nostru se raportează la creștini și îi tratează ca fiind niște fraieri, niște blegi, și încearcă să exploateze pe creștini, se așteaptă ca aceștia să fie inerți. Ați întâlnit asemenea situații? Păi am furat de la tine, că știam că tu ești pocăit și tu nu o să... Nu? Sau te-am înșelat pe tine, pentru că știam că tu ești pocăit. Și pocăiții nu... Nu? Cum? Ți-am luat locul de parcare, că știam că... Că nu zici nimic. Ălaltul mă înjură, ălaltul îmi taie cauciucurile, ălaltul îmi sparge parbrizul, dar tu care ești pocăit... Pentru că dacă încerci să acționezi în dorința sau în încercarea de a-ți proteja ceea ce este al tău, ce păi așa vă învață pe voi la... Nu? Ceea ce mi se pare extraordinar este că în timp ce unii își imaginează că dacă îl vor omorâ pe Domnul Iisus vor face un lucru extraordinar sfânt, o lucrare sfântă. Cineva, o rudă de-a unui adventist,
spune așa cu toată gura. Și spune, dacă aș avea o putere, v-aș omorâ pe toți pocăiți. Ați auzit și dumneavoastră? Și o spune așa cu o convingere. Dacă aș avea o putere, pentru că din cauza voastră se întâmplă toate lucrurile acestea. În vremea din urmă, în vremea care va urma, să știți, copiii lui Dumnezeu nu vor fi persecutați ca făcând niște lucruri bune, ci vor fi persecutați și vor fi acuzați că sunt fanatici. Vom fi acuzați că suntem extremiști. Vom fi acuzați că suntem ciudați. Campania electorală din America, în care a fost și fratele nostru Ben Carson, a făcut ca adventiștii să fie foarte cunoscuți la nivel mondial. Și au fost momente în care s-a discutat foarte acid pe seama adventiștilor, pe seama faptului că adventiștii cred că va veni o vreme în care Biserica Catolică va folosi brațul armat al Americii ca să impună o ascultare. Ben Carson a fost tăiat de pe lista mai multor universități unde a fost invitat datorită convingerilor sale. Și unii oameni din lumea științifică au spus, creștinii fundamentali sunt mai răi decât cei din ISIS. Ăștia cu statul islamic. Imaginați-vă că vine cineva și spune, fratele Badea este mai rău decât ăla care a împușcat nu știu câți oameni, care le-a tăiat mâinile. Sau că ești la fel ca el. Ești fundamentalist, ai convingeri ferme, ai convingeri de la care nu poți să abandonezi, atunci meriți să pierzi tot ceea ce ai, să fie distrusă reputația, să fii umilit în public și într-un final poate chiar să-ți pierzi viața. La cruce, Domnul Iisus Hristos trece prin toată această experiență ca să ne arate natura împărăției sale. Însă ceea ce este extraordinar este că natura împărăției trece dincolo de persecuție. Aș vrea să vă pun o întrebare. Dacă ar fi să alegeți între a fi dumneavoastră bolnav de o boală incurabilă sau copilul dumneavoastră, ce ați alege? Dacă ar fi să alegeți să treceți dumneavoastră printr-o suferință sau obiectul iubirii dumneavoastră, copilul dumneavoastră, ce ați alege? Imaginați-vă-l pe Dumnezeu făcând același lucru și după ce trăiește sub demnitatea lui, trăiește ca om. După ce diavolul își bate de joc de el, după ce este omorât, după ce împlinește planul de mântuire, copiii săi, cel pentru care tatăl sau mama a preferat să ia povara, cel pentru care te-ai sacrificat și ai preferat să plătești tu prețul, să te disprețuiască. Poate că în felul acesta înțelegem măcar un pic din natura împărăției lui Dumnezeu. Pentru că acum este o vreme a harului, dar vine și o vreme a judecății. Și dacă citim în Daniel și Apocalips, vedem că vremea harului este momentul în care Dumnezeu toarnă har în belșugat și nu există prostie, nu există păcat, nu există răutate, oricât de mare ar fi aceasta care să nu poată să fie iertată. Dar vine o vreme a judecății în care
după ce iubirea lui Dumnezeu a fost respinsă cu mare durere, cel care este în centrul închinării va trebui să spună îmi pare rău. Cea mai mare dezamăgire a credincioșilor este că vor privi la Iisus, a credincioșilor care vor fi pierduți, vor privi la Iisus și vor spune aș fi putut să fiu cu El. Atunci când citesc despre împărăția lui Dumnezeu, împărăția este definită în primul rând de împărat. Atunci când citesc despre venirea sfârșitului, n-aș vrea să ne raportăm la persecuții și la chinuri, ci să privim la întâlnirea cu Domnul Iisus. Și v-aș invita ca, înainte de a încheia, să strigăm la Dumnezeu și să avem un timp de rugăciune cu trei persoane și după aceea vom cânta înainte de despărțire. Și v-aș invita să ne ridicăm și trei persoane care simt îndemnul să ne rugăm Domnului pentru marea întâlnire cu Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, Domnul nostru Iisus Hristos. Noi nu mai trebuie.
plecat, fă-ne bucurie acasă, te putem vedea față în față când vei veni să ne iei acasă. Amin. Fă-ne tuturor această bucurie. Amin. Înainte de a merge spre casă, v-aș invita să cântăm cântarea 495. Va veni o zi. Binecuvintează Tată, Biserica și binecuvintează-ne pe fiecare în drumul către casă.
Și aș dori să ne putem reîntâlni cu bucurie cu tine și unii cu alții, că te rugăm în numele și în meritele Domnului Hristos. Amin. Amin. O seară binecuvântată tuturor. Mâine dimineață programul va începe de la ora 9. Va fi întâlnirea școlii de sabat, urmând ca la 10 și jumătate să începem serviciul divin al cinei Domnului. Deci este bine să fim din vreme și pentru cei care poate se uită la noi pe internet, să fim din vreme la biserică. La ora 8 și un sfert, ca de obicei, este întâlnirea instructorilor. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Amin.